Bună ziua, oameni buni! Astăzi este despre bolile cu transmitere sexuală. Prietenos, relaxat, curajos, fără perdea, cu doamna doctor Antoanela Curici. Sărut mâinile, doamnă doctor! Bună seara! Doamna doctor este directorul medical Sinevo, este medic primar de laborator, așa că ne va povesti și ne va arăta, pentru că a adus cu dânsa și ce analize relevă bolile cu transmitere sexuală, ne va învăța care sunt bolile, care sunt simptomele, unele nu dau simptome, care sunt distanțele dintre momentele în care credem că am luat o boală și care sunt metodele prin care uneori luăm boala fără să ne dăm seama și care sunt analizele care le relevă. Deci, vom intra în subiect, nu uitați, cine e curios și curajos, pentru că știm, există destul de multă stigma pe subiectul ăsta, puneți întrebările în comentarii. Suntem live atât pe pagina Sinevo, care este susținătorul acestei transmisii, cât și pe pagina Pacientul 2.0, atât pe Facebook cât și pe YouTube. Îl avem lângă noi și pe Dragoș. Dragoș Sebastian este prietenul nostru și pentru că e mult mai tânăr, are întrebări la obiect. Bună seara tuturor! Așadar, doamnă doctor, haideți să o luăm de la început, pentru că știu că Sinevo face o campanie de educare a oamenilor și în principal a tinerilor. Haideți să vorbim în general despre bolile cu transmitere sexuală și să mergem apoi la fiecare și să le discutăm pe rând. Da, cred că cel mai important este că avem această campanie de conștientizare. O campanie în care vrem să educăm publicul să fie conștient de care sunt bolile cu transmitere sexuală, ce înseamnă o infecție cu transmitere sexuală, care e diferența între infecție și boală, cum se manifestă, la ce să fim atenți și când să ne testăm. Este nevoie să nu mai punem totul sub preș. Da? Să nu ne fie frică să mergem să ne testăm, să nu ne fie rușine să mergem să vorbim cu un medic sau să mergem la un laborator și să cerem teste care ar putea să scoată în evidență o astfel de boală. Și să spunem că diferența dintre infecțiile cu transmitere sexuală și bolile cu transmitere sexuală, când folosim termenul de infecție, ne referim la patogeni, la microorganismele care pot determina boala cu transmitere sexuală și boală înseamnă afecțiunea cu simptomatologie. Deci e posibil să fim infectați fără să avem simptome. Există această posibilitate, să știți că multe din bolile cu transmitere sexuală, cel puțin o perioadă, nu se manifestă. Sunt unele care nu se manifestă de tot și deloc și în această categorie avem clamidia. Clamidia este un microorganism destul de frecvent, prevalența este între 20-25% dintre femei și 75% dintre ele nu sunt simptomatice, nu prezintă simptome. Asta înseamnă că pot transmite mai departe infecția și mai mult decât atât, vorbim despre evoluția unei boli cu transmitere sexuală către complicații. Deci, clamidia poate fi luată și de băieți și de fete? Majoritatea infecțiilor se manifestă, da, și la bărbați și la femei, dar bineînțeles că există o prevalență, adică unele sunt mai frecvente la femei și altele sunt mai frecvente la bărbați, dar sunt împărțite, să spunem, în mod egal. Da? Între cei doi parteneri. Păi, și atunci, dacă nu avem simptome deloc, la cât timp ar trebui să mergem la un control de rutină, fără ca boala să avanseze mult? Ar trebui să avem să ne alegem o perioadă în care mergem să facem screening. Și screening-ul pentru bolile cu transmitere sexuală se face o dată pe an. Există pentru anumite categorii o, să spunem, frecvență mai mică. În sensul în care, pentru anumite categorii, testăm dacă sunt sau nu infectați cu HIV, să spunem, la 3 luni sau la 6 luni. Da? Dar cel puțin o dată pe an ar trebui să mergem femeile la un control ginecologic, la consultul ginecologic se face o analiză observațională și în plus de asta se recoltează teste de la nivel genital, fie că vorbim de secreție vaginală sau de secreție cervicală, care să vizeze principalele microorganisme care sunt implicate în astfel de infecții.
Și să vorbim despre teste, de exemplu, care pot identifica cu o singură recoltare mai multe microorganisme. Vorbim și de clamidia, vorbim și de tricomonas, și de gonococ, gonoree, și de candida, ureaplasma. Este o paletă foarte largă de teste sau de microorganisme care pot fi identificate dintr-o singură recoltare. Deci cam asta ar trebui să fie frecvența. Cel puțin o dată pe an, screening, prevenție. Rugăminte, pentru că pe YouTube lumea este mult mai tânără și mult mai dornică și avem cu mult mai mulți spectatori decât pe Facebook, vă rog pe cei care se uită pe Facebook, fie pe pagina Sinevo, fie pe Pacientul 2.0, dați niște share-uri acum că ne ajută ca mesajul acesta al doamnei doctor să ajungă la cât mai mulți. Și acum o luăm pas cu pas, boală cu boală. Am vorbit despre clamidia, care sunt, pentru că vedeți o mulțime de analize, care sunt cele mai frecvente boli și vom intra și în cele mai grave apoi. De cele mai multe ori, în momentul în care o femeie ajunge să testeze, este momentul în care își dorește să rămână însărcinată sau în momentul în care a rămas însărcinată în primul trimestru de sarcină, ca un profil de teste, că face parte din profilele de teste obligatorii pe care o femeie însărcinată ar trebui să le facă. De ce ajunge o femeie înainte de a rămâne însărcinată să se testeze? Pentru că clamidia este una din bacteriile care dau infertilitate. Da? De multe ori, un cuplu care nu poate avea copii ajunge la medicul ginecolog sau urolog și acolo li se recomandă, în primul rând, testare pentru identificarea unor microorganisme care se transmit de la un partener la alt și care sunt implicate în infertilitate. Clamidia este, să spunem, pe primul loc în determinarea unei astfel de complicații, infertilitate. Și o cauzează permanent infertilitatea? Adică odată ajuns la asta, gata? Nu, mai ideea e în felul următor. La nivel local se produce inflamație. Da? Am o infecție cu transmitere sexuală, de cele mai multe ori, așa cum spuneam, este asimptomatică, dar inflamația locală există. Această inflamație locală poate să ducă la dureri pelvine cronice. Da? Odată cu durerile astea pelvine cronice pot să apară modificări la nivelul trompelor uterine, inflamații care să impermeabilizeze trompele uterine sau pot produce altfel de manifestări locale care împiedică nidarea unei sarcini. Da? Dar unele dintre ele sunt în faza în care pot fi tratate, iar aceste manifestări sunt reversibile. Bun. Eu în timpul ăsta încurajez pe cei 125 de oameni din YouTube să pună întrebări, le încurajez și pe cei din Facebook să fie curajoși, puneți întrebări, le voi lua pe toate. Mergem acum la următoarea boală, exact așa. Acum, sunt mai multe categorii, să spunem, de boli cu transmitere sexuală. Avem cele care se transmit prin sânge și în această categorie avem HIV, hepatită B și hepatită C. Avem cele care se transmit local și de cele mai multe ori determină infecții la nivel local. Vorbim de clamidia, vorbim de sifilis, vorbim de gonoree, de tricomonas. Și asta înseamnă că trebuie să ne ducem în două direcții. Odată să ne testăm pentru hepatită B, C și HIV cu teste din sânge și categoria testelor cu manifestări locale, asta înseamnă că produsul pe care îl recoltăm este secreția genitală. Vorbim de secreție uretrală la bărbați, de secreție cervicală sau vaginală la femei sau putem să avem și alte localizări de unde recoltăm în vederea identificării acestor microorganisme. Dacă vorbim de cele care sunt recoltate, pot fi evidențiate prin teste de sânge, vorbim de HIV, hepatită B și C. Ce trebuie să ținem cont, la ce trebuie să ne uităm când suspectăm o astfel de infecție? Trebuie să ne gândim că de la momentul pe care noi îl considerăm infectant, trebuie să monitorizăm cu testare periodică cel puțin 6 luni. Pentru că perioada de incubație la aceste boli variază între o lună, 3 luni, uneori chiar și 6 luni dacă vorbim de HIV. Asta înseamnă că dacă am avut un contact infectant, ne testăm peste o lună, ne mai testăm și peste 2 și peste 3 ca să ne asigurăm că practic acoperim toată perioada de incubație în perioada care de cele mai multe ori este asimptomatică. Putem să avem persoane infectate cu hepatită B sau C care pot avea un sindrom pseudogripal. De ce îi spunem așa?
pentru că practic seamănă cu o gripă, adică avem o febră, avem frisoane, avem manifestări asemănătoare cu cele ale gripei, care pot trece neobservate câteodată, pentru că nu au o intensitate foarte mare, și ăla este momentul în care avem o obiectivizarea infecției cu hepatită B, C și HIV. Da? Câteodată pacienții nici nu-și aduc aminte care a fost momentul contactului infectant și nu-și aduc aminte nici care a fost momentul în care practic s-a declanșat boala, pentru că pot să treacă aceste simptome neobservat. Dar trebuie să ne monitorizăm. De asta e important să facem aceste teste anual. Ele ar trebui să intre în setul de analize pe care îl facem anual, mai ales în perioada fertilă, între 25 și 60 de ani. Astea sunt teste pe care ar trebui să le facem anual. Pentru că da, aceste infecții sunt preponderent boli cu transmitere sexuală, dar ele pot fi luate și prin alte, printr-o altă modalitate, dacă vii în contact cu sângele contaminat, de exemplu, la stomatologie, la manicură, prin împărțirea obiectelor sanitare, a seringilor în cazul consumatorilor de droguri intravenoase. Dar printr-un sărut, în cazul în care sunt leziuni în gura mândurora, ar putea să se facă schimb? Teoretic ar putea să se facă schimb, pentru că depinde foarte mult de momentul în care unul din parteneri are infecție. Depinde foarte mult cât de mult virus, dacă vorbim de hepatită B, C și HIV, cât de mult virus este în momentul respectiv în sânge sau în salivă. Da? Asta odată, apoi depinde foarte mult de cantitatea de salivă, de sânge, de leziuni și depinde foarte mult de receptivitatea organismului gast. Pentru că infecția, de exemplu, cu hepatită B este o infecție autolimitantă. Da? Asta înseamnă că sistemul imun poate să facă față și nu ajunge la cronicizare. Dar există și persoane care vor dezvolta o infecție cronică cu hepatită B sau cu hepatită C. Da? Sunt persoane care vin, se testează, testele sunt negative, dar dacă își dozează anticorpii pentru hepatită B, constată că au anticorpi, nu s-au vaccinat și nu știu nici momentul în care au contactat infecția și nici momentul în care a dispărut practic. Pentru că nu-și aduc aminte momentul ăla de simptomatologie sau poate nu l-au avut deloc. Da? Și am avut cazuri în care au fost colegi sau pacienți care au venit speriați pentru că de cele mai multe ori din greșeală au cerut un alt test în loc să ceară antigenul HBs, care este markerul pentru hepatită B, au cerut anticorpii anti-HBs, care sunt markeri ai trecerii prin boală. Da? Și vin și, dar eu am anticorp, dar eu nu știu când am făcut boala. Da? Și se întâmplă. Să spunem că hepatita, infecția cu hepatita B este una fericită, pentru că poate să fie autolimitantă, dar în cazul infecției cu HIV lucrurile stau un pic diferit. Da? Acolo probabilitatea ca tu să rămâi cu o infecție pe termen lung este crescută. Ideea este așa. N-are cum să mi se întâmplă mie că dacă noi suntem, avem grijă și dacă noi suntem oameni serioși, noi nu pățim așa ceva. Cât de departe este această poveste, care după capul meu are 70-80 de ani vechime, de realitatea zilei de astăzi, fiindcă dumneavoastră vedeți o mulțime de teste? Depinde cât de serioși suntem, ca să spun așa. Că dacă vorbim de infecțiile de care vorbeam mai devreme, hepatită B, C și HIV, astea da, pot fi luate și prin altă modalitate, contactul cu produsele de sânge. Dacă vorbim despre sifilis, dacă vorbim despre gonoree, dacă vorbim despre clamidia, atunci gradul nostru de seriozitate cred că este mai scăzut decât cel declarativ. Da? Și asta înseamnă că dacă am avut o singură dată un contact, nu înseamnă că sunt protejat complet de apariția unor astfel de boli. Pentru că nu controlez exact cât este de sănătos, cât este de sănătoasă persoana cu care am interacționat. Da? De cele mai multe ori nu-i cer certificat să vezi dacă are sau nu are sifilis, gonoree sau tricomona și crezi că o singură dată nu este suficient pentru a contracta astfel de infecții. Dar este. Dar apropo de cerut certificatul, că Dragoș chiar îi trecea prin cap întrebarea asta, cât durează un certificat? Adică se poate invalida în fix seara următoare, ca să zic așa. Da, da. Pentru anumite microorganisme nu avem imunitate pe termen lung. Asta înseamnă că vom face infecția de mai multe ori. Da, și iar certificatul respectiv este valabil în momentul respectiv. Cu
să spunem, cu niște rezerve. Pentru că dacă vorbim de hepatită B, C și HIV cu o perioadă de incubație mai mare, da? Pot să am un moment în care m-am testat, în care toate testele să fie negative, dar eu să fi venit în contact cu o persoană infectată cu 2 săptămâni în urmă, cu 3 săptămâni. Și atunci, da, testul meu e negativ, dar asta nu înseamnă că în perioada următoare nu voi dezvolta astfel de afecte. Dar trebuie să fiu atent. De asta e importantă educația sexuală și educația sexuală începând din școală, pentru că adolescenții trebuie să știe ce înseamnă, la ce să se aștepte și cui să se adreseze. Pentru că nu trebuie să ascundem lucrurile astea. Pe lângă, ok, nu sunt simptomatic, nu pot să transmit ceea ce nu este adevărat, pot să transmit. Trebuie să merg să mă controlez și trebuie să știu că o persoană infectată poate să infecteze mai multe alte persoane. Asta înseamnă că lărgim foarte mult cercul persoanelor care au astfel de boli cu transmitere sexuală. Și am avut curiozitatea să verific numărul de persoane care sunt infectate la nivel mondial și pe un site din Statele Unite ale Americii, Centrul de Control și Diagnostic al Bolilor Infecțioase, scrie că avem în fiecare zi 1 milion de persoane care sunt diagnosticate cu boli cu transmitere sexuală. 1 milion de persoane care sunt diagnosticate. Dar câte sunt în jur care nu sunt diagnosticate? De ce? Pentru că există în continuare această reticență și rușine de a recunoaște. Dar cred că este important să știm care sunt consecințele, care sunt complicațiile pe termen scurt și pe termen lung, atât ale noastre cât și a celor din jur. Da? Și trebuie să știu o femeie care e însărcinată, trebuie să știu dacă are sau nu o infecție, o boală cu transmitere sexuală, pentru că trebuie să o tratez, pentru că trebuie să o monitorizez, pentru că o astfel de infecție afectează buna dezvoltare a fătului. Cred că suntem cu toții de acord că o femeie își dorește sau părinții își doresc să aducă pe lume un copil sănătos. Da? Deci asta, și asta este foarte important. Nu are rost să ne ascundem. Da? Trebuie să facem toate verificările, trebuie să ne tratăm. Majoritatea bolilor se tratează. Da? Da, și e bine de știut. Da. Să le zicem noi adolescenților asta. Da, atunci, da, că... da, da, am văzut că există așa oarece reticență în ceea ce privește educația sexuală. Dacă o facem sau nu o facem, lucrurile se vor întâmpla, da? Dar noi vrem să ne asigurăm că avem niște adolescenți, niște tineri care sunt informați. Da? Faptul că noi nu facem educație sexuală nu exclude ceea ce vor face ei. Ei vor face oricum. Important este să fie informați și să fie informați să meargă la medic atunci când apar simptome. Vorbeam mai devreme despre sifilis. Sifilis este o boală, să spunem, parșivă, în sensul în care, într-o primă etapă, cu o perioadă destul de scurtă de incubație, are leziuni care dispar de la sine. Da? Am câteva leziuni, după câteva zile au dispărut și pot să stau liniștit că nu mai am nimic. Doar că boala evoluează. Da? Ce se întâmplă? Peste 2 luni și 6 luni apare o erupție generalizată. Și nu numai asta. Da? Care poate să apară în valuri. Apare, dispare, apare, dispare. Da? Important e să știu că trebuie să merg la medic. Da? Pentru că medicul este cel care stabilește tratamentul și tratamentul nu este doar pentru mine, este și pentru partenerii pe care eu i-am avut. Ok? Sifilisul la o femeie gravidă determină retard de creștere uterină, determină afectare hepatică, afectare neurologică, poate să ducă până la moarte in utero. Da? Și tot în zona serioasă. Statul obligă cuplurile înainte de mariaj la un certificat, da, medical. E doar sifilis în acea certificare? Este și HIV. Da? Și testarea pentru HIV. Mm-hmm. Sifilis și HIV. Și în urmă cu ceva ani, numărul de cazuri de sifilis și de HIV, dar mai ales de sifilis, era mai scăzut decât în momentul de față. De ce? Pentru că era un control oarecum mai riguros, în sensul în care părinții erau testați când copilul se înscria la grădiniță, erau testați când copilul se înscria la școală, erau testați când se angajau și era oarecum un control mai riguros asupra acestei infecții. Acum, puține instituții cer astfel de teste și atunci este mai greu să fie identificate, pentru că din nou trăim într-o societate în care o persoană cu o boală cu transmitere sexuală este stigmatizată
Și atunci îi va fi rușine să vorbească despre asta, nu va avea cu cine să vorbească și va rămâne, poate, pe o perioadă mai îndelungată, netratat. Deci suntem adulți, ne asumăm ceea ce facem, dar ne asumăm până la a merge la medic atunci când vedem că apar simptome. Hai să vedem, presupunând că avem boală. Ce se întâmplă cu tratamentul? Poate că merită să le luăm pe fiecare dintre ele și să le explicăm un picuț cam în ce direcție se duc, cam ce simptome le caracterizează, cam ce tip de tratament, chiar dacă nu intrăm în super detaliu. Herpesul genital este unul dintre cele mai cerute. El comandante, Clara Stavru și Elena Drăgan, toate își doresc, sau în fine, el comandante s-ar putea să fie băiat, toate își doresc mai multe răspunsuri despre herpesul genital și cam cât durează tratamentul, pentru că, spune Elena Drăgan, mă lupt cu el de câțiva ani, am făcut și tratament, dar degeaba. Da, așa este. Sunt persoane care au herpes genital persistent. Herpesul este un virus care se cantonează la nivelul organismului și se reactivează de fiecare dată când imunitatea organismului este scăzută. Pentru că sunt diverse perioade din viața noastră, imunitatea nu funcționează întotdeauna la aceiași parametri și atunci, în anumite situații, virusul se reactivează. Da, este un tratament complicat, nu pot să spun care este perioada de tratament, dar știu clar că sunt anumite persoane care fac uneori lunară reactivare de herpes genital. Acum, ce pot să vă spun este că de cele mai multe ori pacientele sunt diagnosticate în momentul în care sunt însărcinate, pentru că herpesul face parte din testele care sunt recomandate în primul trimestru, dar am putea să diagnosticăm herpesul și la screening-ul anual. Da? De asta recomandăm screening anual și în categoria microorganismelor care sunt identificate într-un panel larg de teste intră și herpesul. Iar despre HPV? Pentru că HPV-ul este una dintre cele mai grave infecții. E drept că de-a lungul vieții multe femei au infecții cu mai multe tulpini de risc scăzut sau de risc crescut. Ele sunt eliminate pentru că organismul este capabil să limiteze infecția cu HPV, dar o parte din astea se transformă în infecții persistente. Infecții persistente care duc la apariția cancerului de col uterin. Dar ce vreau să subliniez eu legat de această infecție este că avem tratament, avem vaccin, da? Pentru HPV și este foarte important să ne vaccinăm, să ne vaccinăm fetele, lucru pe care eu l-am făcut și îl recomand tuturor, pentru că studiile arată, studii care sunt făcute pe milioane de femei. Da, nu vorbim de sute, de mii, sunt studii făcute pe milioane de femei care arată că există protecție pe termen lung. Adică o fată care a fost vaccinată la 10-12 ani are protecție asigurată până aproape de 50 de ani. Asta înseamnă că frecvența cu care merg la control pentru a evalua dacă există sau nu modificări asociate cu cancerul de col uterin este mult mai mare. Da? Pot să răresc aceste vizite la 5 ani, da? Dar trebuie să vaccinăm fetele și nu numai, pentru că în momentul de față există o propunere de extindere a persoanelor care pot fi vaccinate anti-HPV și la băieți. Nu avem încă un program național care să includă și băieți, dar e important ca și ei să se vaccineze, pentru că deși cancerele rectale, cancerele peniene sunt mult mai scăzute ca și incidență la bărbați, totuși ei sunt vectori de transmitere. Da? Ei sunt cei care vehiculează tipurile de risc crescut la partener. Da? Se transmite de la unul la altul, se transmite și foarte ușor. HPV este virus care se transmite și la contactul piele cu piele. Da, asta vreau să văd. Da. Cât de ușor e? Nevoie foarte doar ușor de contact sexual sau ajunge doar să se atingă zonele respective? Da, este suficient doar să atingă zonele, pentru că infecția cu HPV se poate transmite prin contactul. Asta trebuie să zicem în cameră fiecare în parte, să țină minte tinerii că nu e nevoie de contact ca să luăm o boală cu transmitere sexuală. Da, da, și asta prezervativul și ne ajută pentru anumite infecții, dar sunt anumite infecții pentru care prezervativul nu este suficient.
Da? Dar ok. Wow, trebuie să spuneți că chiar dacă aș avea de la început prezervativul, de la prima, de la dezbrăcare aș avea prezervativul, tot am posibilitatea să contactez o boală cu transmitere sexuală? Există această posibilitate, e drept că este mică, dar trebuie să ne gândim da, și la asta. Că spuneam că HPV se transmite foarte ușor. Da. Da? Da. Acum, da, prezervativul acoperă 97% din transmiterea bolilor cu transmitere sexuală. Da? Deci, este un procent bun, într-adevăr. Da. Noi avem o problemă cu herpesul bucal, zice Monica, mă. Soțul meu și fiul meu de 11 ani fac de 2-3 ori pe an. Cum ar trebui să-l tratăm eficient? Herpesul bucal este un alt tip de herpes decât cel de la nivel genital. Avem două tipuri de herpes. De fapt, sunt mai multe, dar cele mai cunoscute sunt herpesul de tip 1 și herpesul de tip 2. Cel de tip 2 este mai degrabă asociat cu infecțiile genitale și cel de tip 1 cu infecțiile bucale. După cum spuneam, odată ce ai contractat virusul, el rămâne cantonat la nivelul organismului și se reactivează periodic, dar recomandarea mea este să meargă la medicul infecționist care poate să îi recomande un tratament specific în acest sens. Revenind la HPV, întreabă Andreea Casandra, se pot lua și de pe pot lua HPV și de pe obiecte? Puțin probabil să loc. Adică sunt puține microorganisme care supraviețuiesc o perioadă îndelungată pe suprafețe și este mult mai puțin probabil să luăm de pe diverse alte obiecte, la fel cum îl luăm prin contact sexual. Bun, deci am vorbit despre herpes genital, am vorbit despre HPV, am vorbit despre sifilis. În zona gonoree. Da. Gonoree este, să spunem, o infecție care este destul de ușor de diagnosticat pentru că este destul de simptomatică. Cu apariția unor secreții purulente, cu modificări ale culorii secreției, că e albicioasă, verzuie, că provoacă usturimi, că provoacă sângerări de la contactul sexual și atunci oamenii merg către medicul dermatovenerolog, către urolog sau către ginecolog, pentru că o astfel de infecție se manifestă clinic. Bun. Acum încercăm să-l convingem pe Dragoș să-și dea la valiera mai jos, fiindcă fâșie, dacă vă va deranja chestia asta. Vă cer scuze. Așa. Și ne ducem către momentele în care am ajuns să fim infectați, fiindcă chestia asta am învățat-o de pe pagina Sinevo, distinția asta pe care trebuie să o repetăm oamenilor între infecție și cu transmitere sexuală și boală. Hai să vedem cam cât durează asta de la virus la virus. Să spunem așa, clamidia, sifilis, gonorea, sunt infecții cu o perioadă de incubație relativ scurtă, câteva săptămâni, 3-4 săptămâni maxim, unele dintre ele poate o lună, două. Asta înseamnă că simptomatologia apare relativ repede, uneori este deranjantă, spuneam de usturimi, de sângerări, de modificări ale secreției genitale, lucru care ar trebui să ne trimită la medic. Dacă vorbim de infecții cu hepatită, cu virusul hepatitic B, C și HIV, lucrurile stau un pic diferit, pentru că perioada de incubație este mult mai largă. Asta înseamnă că trebuie să avem în vedere lucrul ăsta în momentul în care credem că am avut contact cu o persoană care are o boală cu transmitere sexuală. Da? Să spunem că deși bolile de care spuneam mai devreme cu manifestări locale au astfel de simptome, simptomatologia noastră e redusă, poate uneori poate fi trecută cu vedere. Dar cu toate astea, cam la 3 săptămâni ar trebui să mergem să facem un control pentru a identifica dacă există sau nu o boală, dacă e cu transmitere sexuală. Dacă ne gândim la celelalte boli, ar trebui testare la o lună, la două luni, la trei luni sau mergem cu testare la o lună, la trei luni. Din nou, este foarte importantă o discuție cu medicul, poate cu medicul de familie, poate cu un infecționist, dacă ne gândim la hepatită B, C sau
Poate că trebuie să ne alegem un medic în care să avem încredere și să-i spunem toate lucrurile astea. Cu siguranță el ne va îndruma și ne va spune care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm. Dar cel mai important este să nu trecem cu vederea lucruri care par uneori nesemnificative. Dar nu trecem cu ușurință peste o usturime, nu trecem cu ușurință peste o sângerare pentru că ok, a fost o zi, a dispărut și nu s-a mai întâmplat nimic. Nu trecem cu ușurință peste o leziune pe care o putem identifica doar pentru că a dispărut. Pentru că de cele mai multe ori bolile cu transmitere sexuală nu trec de la sine. Și am mai avut întrebări, nu trec nici cu frunze de varză, nici cu frunze de pătlagină, trebuie să mergem la medic. Trebuie să lăsăm rușinea la o parte, da? Și să mergem să nu ajungem la complicații. Da? Sifilisul poate să dea manifestări neurologice. Da? E drept că în ultima perioadă nu mai avem atât de multe persoane cu manifestări neurologice sau osoase, da? Dar asta nu înseamnă că nu putem să ajungem până la complicații. Da? Clamidia, după cum spuneam, dă infertilitate. Dacă o persoană ar fi mers preventiv în fiecare an la screening să testeze, să vadă dacă are sau nu aceste microorganisme, lucrurile n-ar fi evoluat până la momentul în care să ne fie mult mai greu să o tratăm. Vorbim despre o analiză anuală. Cu ce medic trebuie să vorbim sau care este... Fiindcă ne întreabă Ruslana Stefanova, pentru un set complet de analize privind BTS, cărui medic ar trebui să ne adresăm sau cum să solicităm asta la laborator? Medicul de familie. Uh-huh. Ok, dacă nu vrem să ajungem la medicul de familie, dacă vrem să știm doar noi, putem să mergem direct la laborator. Da? De laboratoare. Și spune, vreau un set de analize care să vizeze bolile cu transmitere sexuală. Colegele noastre din centrele de recoltare au această listă de teste. Da? De fapt, asta e și campania pe care o aveți în desfășurare acum. Există un preț special pentru acest set complet de analize BTS. Exact, pentru toate analizele care ar putea să depisteze o boală cu transmitere sexuală. Pentru toți cei care ne-au întrebat cum cerem o anumită analiză pentru o anumită boală, să știți, v-am arătat la început, avem analize și o să vi le citim ca să și înțelegeți rezultatul. Din fericire nu sunt valori, sunt mai degrabă pozitiv, negativ, nedetectabil, nu e prezent și așa mai departe, dar ca să puteți să rămâneți în anonimitate totală, vă puteți duce la laborator și apoi primind pe mail rezultatul să puteți să-l înțelegeți. În plus, așa cum am mai spus și altă dată, aveți la dispoziție medicii de laborator, Cinevo Decoder, acolo puteți să introduceți barcodul cu care ați accesat serviciile noastre și la dispoziție aveți un medic de laborator care vă explică fiecare rezultat în parte. Ce înseamnă pozitiv, ce înseamnă valoare, ce trebuie să fac când e pozitiv, ce trebuie să fac când e negativ, la ce interval să mă urmăresc. Da? Și există confidențialitatea dintre medic și pacient, nimeni nu trebuie să știe, dar din nou, nu trebuie să ajungem în situația în care să mergem doar când avem o problemă. Ar trebui să facem screening-ul ăsta anual. Da, bineînțeles că există și momentul în care da, este, să spunem așa, o urgență și vreau să știu ce s-a întâmplat la momentul respectiv, adică... Dar cel mai bine este să previi și cel mai bine este să fii informat ce se poate întâmpla, cum se transmite, la ce perioadă trebuie să merg să mă testez ca să mă asigur că sunt bine și nu doar eu, ci și cei din jur. Eu bag mâna în foc că cei mai mulți nici măcar nu știu cât de multe boli se pot lua pe calea asta. Adică e foarte ușor să zic, nu simt nimic, nu mă duc nicăieri. Eu, de exemplu, și fac pariu că și voi ați făcut la fel, n-ați făcut niciodată un pachet complet de analize pentru asta pentru că v-ați simțit bine, nu? Greșeală. Eu cred că o să fac asta foarte curând, da, după emisiune. Da, e foarte... Vedeți că e închis. Închis. Da, mâine dimineață. Mâine dimineață este, legele știu ce teste să-ți recomande. Da, și dacă suntem, să spunem, la prima intervenție de acest gen, ar trebui să le facem pe toate. Păi, da? Clar, și hepatită toate. B, și hepatită C, și HIV. Deci și... sunt două drivere. Mă doare. Da, exact. Da. Am simptome. Ce fac? Și al doilea, am călcat pe bec azi noapte și aș vrea să mă dumiresc. Dar... Hai să luăm pe prima, cam ne dăm seama ce se întâmplă. Dar hai să luăm pe a doua. Din momentul în care am călcat pe bec, ce trebuie să fac zi cu zi, oră cu oră? Că dacă am și uitat de
de prezervativ, probabil că mă duc și la farmacie să iau o pastilă de după. Dar ce fac din perspectiva bolilor cu transmitere sexuală? Mai stau, ca să spun așa, pe jar, încă vreo 2-3 săptămâni, da? Perioada de incubație pentru majoritatea infecțiilor. Pentru că degeaba mă duc a doua zi. Cel mai probabil a doua zi lucrurile arată bine, dacă nu aveam ceva dinainte, da? Dar aștept 2 săptămâni și apoi merg și îmi fac examene din secreție genitală, da? Clamidia, da? Este clamidia și Neisseria gonorei. Deci îmi fac un examen microscopic. La examenul microscopic pot să evidențiez Trichomonas, o cultură bacteriană, o cultură fungică mai degrabă, că se văd dacă am candida sau nu. Alte tipuri de teste, PCR, care evidențiază mai multe microorganisme în același timp. O cultură pentru micoplasma și ureaplasma. Și ce este, să spunem așa, specific despre bolile cu transmitere sexuală este că au o gamă foarte variată de microorganisme care sunt identificate diferit prin tehnici diferite. Da? Gonococul, de exemplu, este foarte greu să-l prinzi într-o cultură celulară pentru că are nevoie de medii speciale. De aceea folosești PCR, la fel ca și la clamidia. El nu supraviețuiește foarte mult în mediul extern. Asta înseamnă că până probeta recoltată, până ajunge la laborator, e posibil să moară. Și o să găsim doar resturi. Și PCR-ul, de fapt, asta face, nu? Da, PCR-ul asta e. Chiar dacă ești mort, tu poți să identifici ADN-ul de acolo. Și nu există un test fals pozitiv la ADN-ul de gonoree, Neisseria gonoree. Apoi sunt microorganisme care cresc pe mediile de cultură, dar cresc în condiții speciale. Și avem micoplasma și ureaplasma, care au nevoie de medii special și un rezultat pozitiv este eliberat și cu antibiogram. Avem candida, care este un microorganism frecvent. Asta poate fi identificată într-o cultură fungică pe medii separate. Sifilis. Așa cum spuneam, s-ar putea să nu mai am simptome, s-ar putea să nu mai am leziuni și nu prea pot să-l identific și mă duc atunci la testele din sânge. Și am două categorii de teste din sânge. Am testele nespecifice, RPR-ul, VDRL-ul, pe care toată lumea îl cunoaște. Iar un test nespecific pozitiv mă duce la un test de confirmare, să vedem dacă există anticorpi specifici. Există anumite interferențe, adică există un test RPR sau VDRL fals pozitiv și de cele mai multe ori se întâmplă asta la persoanele care au boli autoimune. Dar, în rest, un test RPR se confirmă de cele mai multe ori cu un test treponemic specific. Și apoi ce fac? Merg la medic, am rezultatul la testul specific, la testul nespecific, medicul instituie tratament și vrea să monitorizeze, da? Vrea să vadă, pentru că eficiența tratamentului este dovedită prin scăderea RPR-ului, da? Și mă trimite după o anumită perioadă să repet astfel de test ca să vadă eficiența. Ce ar mai trebui să știm legat de gonoree este că avem din ce în ce mai multe microorganisme rezistente la antibiotic, da? Asta înseamnă că neapărat trebuie să mergem la medic. Pentru că, ok, s-ar putea să existe și o categorie de persoane, am simptomatologie, las că iau eu un antibiotic, pentru, deși nu este foarte facil de făcut lucrul ăsta, pentru că farmaciile nu mai eliberează antibiotice fără rețetă, dar e posibil să mai am o rezervă prin casă de antibiotic. S-ar putea să nu fie antibioticul potrivit, s-ar putea să nu fie tratamentul potrivit, da, pentru asta. Liliana Hoștiuc are o opinie aici și spune că la gonoree periculoși sunt purtătorii cronici. Există o distinție între purtători și purtătorii cronici și există, adică e posibil să nu poți să dai gonoree? Aici vorbim și de Este o boală care se transmite de la un partener la altul. Acum, cel mai probabil că există o infecție cronică, tocmai pentru că spuneam că sunt microorganisme rezistente la antibiotice și este foarte greu de tratat și de vindecat în unele cazuri. Dar periculoși nu sunt doar purtătorii cronici. Periculoși sunt și cei care au infecție acută. Bun, ar trebui să știe lumea asta. Da. Doamna Adriana Anica, dacă vreți răspunsul, mai puneți-ne o dată întrebarea, fiindcă n-am zărit-o și n-am vrea să vă sărim. Doamna doctor răspunde la toată lumea. Din nou, ne vom apleca asupra acestor analize, așa cum știți, de obicei și doamna doctor va explica pacientul și așa mai departe, arăt aici la camera de deasupra. Dați mai multe informații despre hepatita C, vă rugăm, și spuneți-mi dacă e posibil să nu fi luat totuși ca o boală de transmitere sexuală, dar de la un cabinet dentar, spune Dan Vilian. Nu, este posibil, da.
Pentru că infecțiile care se transmit prin produse de sânge pot fi luate și prin instrumentar care nu este bine sterilizat. Da? Și în această categorie este hepatită B, C și HIV. Da? Alexandru Gheorghe vine pe o direcție pe care la un moment dat băieții încearcă să o construiască, aceea că bărbații nu pot lua HPV. Și dacă pot lua, întreabă el, cum se testează la bărbați? Există teste speciale, sunt din secreție uretrală și răspunsul, chiar dacă el crede că nu, răspunsul este că da, și bărbații transmit și au infecție cu HPV, ei sunt vectori, așa cum am spus, și infecția cronică cu HPV la bărbați este asociată cu cancer penian și cancer rectal. Adică lucrurile sunt dovedite științific, nu există. Că da, procentul de bărbați cu test HPV pozitiv este mai mic decât femeile cu teste HPV pozitiv. Da, asta e adevărat statistic, dar asta nu înseamnă că ei nu iau și că nu pot dezvolta infecții cronice care pot duce la apariția unor cancere. Am și o întrebare de la Sonia Bușe. Anume, putem face infecție urinară ca urmare a sexului neprotejat? Infecția urinară nu are, deci infecția urinară nu este o boală cu transmitere sexuală. Infecția urinară este cauzată de diverse microorganisme. E drept că unele dintre ele pot fi cele din categoria infecțiilor care dau și boli cu transmitere sexuală, dar de cele mai multe ori, dată fiind vecinătatea între tractul urinar și tractul genital, sunt favorizate infecțiile urinare. Uneori sunt favorizate infecțiile urinare, dar infecțiile urinare nu sunt boli cu transmitere sexuală. La fel ar putea favoriza infecția toaletele murdare, mâinile murdare sau lipsa igienei în zona intimă. Da, lipsa igienei poate favoriza astfel de infecții. Dar acum să nu trecem în extrema de la lipsa igienei la o igienă extremă. Da? De exemplu, la nivelul vaginului există floră, așa cum există și la nivelul intestinului. Flora de la nivel vaginal te protejează. Există, deci, lactobacili. Da? Și ăștia favorizează buna desfășurare a activității. Deci protejează de apariția unor infecții vaginale, dar și de apariția unor boli cu transmitere sexuală. Acum, te protejează, așa cum spuneam mai devreme, ca prezervativul, dar pentru creează un anumit micro environment. Da. Mediu, așa, are unele avantaje. Da? De asta nu este bine să exagerăm cu spălăturile intravaginale. Avem multe întrebări despre vaccinul anti-HPV și unele curiozități chiar de la Liliana Hoșciuc, care este unul dintre cei mai prezenți comentatori pe pagina noastră. HPV se face la fete de 8-14 ani, anticorpii țin până la 50 și dacă nu, trebuie să facem revaccinare. La HPV purtătorii sunt bărbații, deci trebuie vaccinați și ei. Da. Riscul crește cu multitudinea partenerilor sexuali. Da, da, să o luăm pe rând. Da, protecția este asigurată până la 50 de ani sau așa arată majoritatea studiilor. Ok, bineînțeles că există variabilitate. Acum 50 de ani a fost, să spunem, vârsta medie până la care ești protejat. În mod normal, vaccinarea cu împotriva virusului HPV se face cu vaccin cu 2 doze sau 3 doze. Se face cu 2 doze până la 14 ani și după 14 ani se face cu 3 doze și îți asigură protecție pe termen lung. Asta este un răspuns. Bărbații sunt purtători și dar trebuie și ei vaccinați. Corect, tocmai vă spuneam că există un astfel de proiect pentru a include și băieții în vaccinarea obligatorie și în programul național de vaccinare. Pentru că în momentul de față în România există un program național de vaccinare gratuită a fetelor cu vârste de până la 18 ani, de la 10-12 până la 18 ani și n-ar trebui să amânăm foarte mult momentul ăsta. Faptul că împingem vaccinarea până la 18 ani nu aduce niciun beneficiu. Da? Putem să mergem înainte de 14 ani, vaccinare cu 2 doze, după 14 ani, vaccinare cu 3 doze, dar nu ar trebui amânat momentul. Și n-ar trebui să așteptăm ca fetele să-și înceapă viața sexuală ca să facem vaccinul, pentru că începerea vieții sexuale înseamnă și risc de apariție a infecției cu HPV. Și atunci e bine să fie pregătite înainte de acest moment. Mai ales în această perioadă, campania a fost repornită, cred că sunt câteva luni bune de când a fost repornită și deci doar vorbim cu medicul de familie.
familie și avem șansa acestei vaccinări. Exact, e foarte important. Gratuite, asta, vreau da, să zic. Asta am făcut și eu cu fata mea. Da? Am accesat acest program prin medicul de familie. A durat ceva pentru că am prins și pandemia, dar m-am asigurat că este vaccinată. Avem la îndemână vaccinul. Vaccinul împotriva unei boli grave, cum este cancerul de col uterin. Cancerul de col uterin ucide 1800 de femei în fiecare an în România. Da? Și poate că nu e o cifră mare, dar dacă te gândești la mame, la soră, la prietenă, la femei de vârstă tânără, acestea sunt niște tragedii care puteau fi împiedicate prin vaccinare. E foarte important să ne vaccinăm. Și eu sper să se extindă programul național și pentru băieți, da? Astfel încât să-mi vaccinez și băiatul. Da, chiar trebuie. Văd că avem o întrebare legată de efectele secundare ale vaccinului, care presupun că nu sunt cu nimic mai mult decât febra, poate, și durerea locală. Nici măcar. Locală. Deci eu vă spun din propria experiență că fata mea nu a avut nici un efect advers. Nimic. Poate o mică durere la locul injecției și atât. Și pentru doamna Huțanu, care fetița are 11 ani, fata doamnei doctor are acum 14, nu? Nu, 15, dar să meargă la medicul de familie. Pentru că acolo trebuie să facă o cerere, trebuie să facă o cerere și către Direcția de Sănătate Publică și primește vaccinul, medicul de familie primește vaccinul, apoi se face vaccinarea conform schemei stabilite și conform vârstei. Florina Alina. Doamna doctor, am băgat sterilet în 2000 și au început durerile la menstruație. Au fost mai mulți medici și e posibil să am o boală inflamatorie pelvină. Da, există această probabilitate care, da, poate fi determinată de anumite infecții, dar poate avea și alte cauze. Medicul ginecolog este cel care stabilește diagnosticul și cauza apariției acestor dureri. Vorbea despre HIV și doamna Adriana Anica spune că dacă la un centru de recoltare mi-a ieșit un procent mic de HIV și la alte laboratoare de analize nu a ieșit HIV, ce am de făcut? E HIV sau nu? Este de mers la medicul infecționist și în continuare se recomandă teste de confirmare. Există mai multe tipuri de teste. Primul test pe care îl accesezi ca să vezi dacă ai infecție cu HIV sau nu este un test de screening. În general, am mai spus, testele de screening sunt cele care supraestimează puțin pentru că nu vrei să pierzi niciun pacient care este posibil să fie infectat, chiar dacă este la început și are o cantitate foarte mică de virus în sânge. Dar testele se confirmă. Și următorul tip de test care se confirmă în cazul infecției cu HIV este Western Blot, după care se dozează numărul de copii virale în sânge. Viremia HIV este cea. Dacă viremia HIV este pozitivă, asta înseamnă că există infecție cu virusul HIV, pacientul trebuie luat în evidență, merge la medicul infecționist și există un program național în care sunt incluși astfel de pacienți, primesc tratament, primesc informațiile necesare, pentru că sunt și persoane tinere care au astfel de infecții, sunt femei tinere care își doresc un copil și asta nu înseamnă că nu-l pot avea. Dar trebuie să aibă grijă pentru că HIV-ul, ca și hepatita B și C, se poate transmite transplacentar. Și atunci îngrijirile sunt speciale pentru această categorie de femei cu infecție cu HIV. De altfel, există îngrijiri speciale și după ce a născut. De cele mai multe ori, femeia care are infecție cu HIV nu alăptează, pentru că există risc de transmitere a infecției și prin laptele mater. Dar, din nou, toate deciziile astea sunt luate de către medicul ginecolog, infecționist, pediatru, neonatolog, care se constituie într-o comisie și analizează exact cazul fiecărei paciente. Trebuie spus că testul acesta de screening despre care a vorbit doamna doctor este o simplă înțepătură care se pune pe o lamelă, vine împachetată, dacă ar fi bine să fiți ajutat de cineva care se pricepe la asta, dar și dacă nu se întâmplă, puteți să vi-l faceți singuri. Cel mai bine este să meargă într-un laborator, pentru că testele care sunt lucrate în laborator sunt lucrate într-un sistem automat cu un tip special de reactiv care au o sensibilitate mult mai mare. Sunt niște teste combinate care detectează atât antigenul, adică microorganismul, cât și anticorpii. Și atunci probabilitatea să ratezi un pacient care este HIV pozitiv este foarte mică. Da? Gabi Bogheț, după ce m-am epilat, am contactat un fel de ciupercă inghinală de la asta sau de la altceva, o aveam și sub sâni, era la transpirație sau poate să fie de natură
sexuală. Greu de spus, trebuie mers la medicul dermatolog. De pe piele se raclează și se pune într-o cultură specială ca să vedem ce fel de microorganism crește și apoi cu identificarea lui putem să stabilim și un tratament specific. Dar mirosea foarte urât că adaugă Gabi Bogheț în momentul. Da, dar e clar că trebuie mers la medicul dermatolog. Da? Și medicul dermatolog analizează zona, examinează, raclează piele, punem în cultură și vedem exact despre ce e vorba. Cine mai vrea răspunsuri, puneți în comentarii, Dragoș le urmărește. Eu cu doamna doctor trecem prin analizele astea toate ca să înțelegeți cum să vă aflați dacă aveți o problemă sau nu. Doamna doctor, începem cu pacientul de 23 de ani și 7 luni, bărbat, care are o infecție cu clamidia. Deci, Bărbații fac și ei clamidia. Da. Bun, un rezultat pozitiv înseamnă prezența microorganismului la nivelul proba recoltată este urina. Bărbaților le mai e ușor să recolteze urină decât secreție uretrală, deși uneori secreția uretrală este mult mai potrivită pentru testarea anumitor microorganisme. Avem un test pozitiv, asta înseamnă că cel mai probabil pacientul va urma un tratament. Ce aș mai vrea să spun despre clamidia, dar nu la bărbați, mai ales la femei, este că o femeie însărcinată cu o infecție cu clamidia poate să determine afectarea creșterii intrauterine, iar în momentul în care nașterea are loc normal, să transmitem infecția cu clamidia la copil, putem să avem infecții oculare, putem să avem infecții pulmonare și infecțiile oculare pot duce uneori și la pierderea vederii. De asta este foarte important să le diagnosticăm, să le tratăm. O infecție diagnosticată în primul trimestru se tratează și apoi se monitorizează în celelalte trimestre, astfel încât la naștere pacienta însărcinată să nu mai aibă infecție, să poată avea posibilitatea de a naște natural, fără a pune în pericol copilul. Vestea bună la tânărul de 23 de ani este că nu are gonoree. Da. Deci la gonoree, vedeți, scrie nedetectabil. Da, asta înseamnă că nu a fost detectat material genetic specific pentru neiseria gonoree. Bravo. Următorul. Un tip mai matur, de fapt o doamnă domnișoară mai matură, 32 de ani și 3 luni, sex feminin. Clamidia și neiseria nedetectabil, nu avem infecție, nici cu clamidia, nici cu neiseria. De altfel, nu avem nici micoplasmă și ureaplasmă, care din nou sunt microorganisme care sunt implicate în infertilitate. Care e diferența dintre nedetectabil și negativ? De ce unele sunt așa și unele așa? În general, vorbim de nedetectabil la testele de biologie moleculară. Adică testul nu a detectat materialul genetic. Vorbim de teste negative când folosim alt fel de tehnici de identificare. Aici avem, de exemplu, cultură. Adică pe placa de cultură se vede clar că nu s-au dezvoltat colonii din microorganismul respectiv. Dar termenul de nedetectabil este folosit cu preponderență pentru testele de biologie moleculară. La fel o să vedem și pentru HIV și pentru hepatită B sau C. Bravo! Următorul. Următorul, avem teste din sânge. 26 de ani și 9 luni, bărbat. Avem HIV, anticorpi antivirus hepatitic C, avem repere. Stați, HIV 1 și 2. De ce 1 și 2? De ce sunt două HIV? Pentru că sunt două serotipuri de HIV, care amândouă sunt implicate în apariția infecției cu acest virus și a evoluției pe termen lung, da? Și testul este cel care detectează amândouă serotipurile. Bun. HCV înseamnă? Hepatită C. Hepatită C. Da. Aici avem un caz foarte fericit. Avem repere, este testul de detecție, test nespecific pentru a detecta infecția cu treponema pallidum, sifilis. Da? Și anticorpii specifici, avem anticorpi treponema pallidum. Da? Cine-i treponema asta, doamnă? Asta este microorganismul care determină sifilisul, apariția sifilisului. Dar ce se întâmplă cu el este că el are treponema în
Da, da, este un, da, vorbim este... de un index, iar un rezultat negativ înseamnă o valoare mai mică decât 1. Da? Uh-huh. O infecție cu treponema pallidum duce la valori de 100, 200, bine, avem și mai mici, 30, 40, 50, depinde de momentul în care a fost surprinsă infecția, depinde dacă este tratată sau nu. Deci noi putem să avem treponema pallidum 0,098, adică aproape de deloc. Da, este aproape și de... este... Da, noi avem în noi sifilis. De unde? Nu, este un este testul vizează un fragment din microorganismul respectiv, da? Iar asta poate să fie similar și cu alt. Deci nu pot să zic că am treponema 0,098. Nu, este un test clar negativ. Persoana respectivă nu a venit în contact cu treponema, n-a dezvoltat anticorpi. Da? Mm-hmm. Nu o luăm așa că 0,098 înseamnă că totuși am ceva. Nu. Mm-hmm. Este o valoare. Este de fapt citirea unei probe și transformarea unei, să spunem, modul de citire este colorimetric, da? Și atunci se citește intensitatea luminii și este transformată într-o valoare. Da, da, mm-hmm. Da. Și oricum aici erau anticorpi, deci ar fi trebuit să fie avut înainte. Da. Mergem la imunochimie. Da, mergem și la asta herpes. Înseamnă herpes. Herpes, da, testele care identifică o posibilă infecție cu herpes și avem herpes simplex 1, herpes simplex 2, pentru care avem rezultate negative. Și anticorpii pot fi de tip IgG și IgM. Ce înseamnă IgG? Ce înseamnă IgM? Da? IgG înseamnă că am o infecție veche, da? Iar IgM înseamnă că am o infecție recentă. O infecție recentă care, să spunem, s-a dezvoltat în urmă cu 2 săptămâni. Anticorpii, de fapt, organismului îi ia 2 săptămâni să dezvolte anticorpi din momentul în care se întâlnește cu un microorganism. Asta este perioada de timp cât celulele care sunt implicate în sinteza de anticorpi de timp ăsta au nevoie să producă aceste proteine, aceste imunoglobuline. Deci un test IgM pozitiv înseamnă cel mai probabil că am o infecție recent. Dar dacă vorbim de herpes, herpesul de exemplu bucal, de cele mai multe ori diagnosticul este unul clinic. Deci, pentru că în momentul în care am leziuni, nu am încă anticorpi. Da? La fel, de exemplu, varicela. În momentul în care am veziculele pe corp, nu am încă anticorpi și atunci diagnosticul este clinic. Dar de ce vreau să știu că am anticorpi? Pentru că vreau să știu dacă persoana respectivă este sau nu protejat. Și mă interesează, de exemplu, o gravidă. Dacă are sau nu anticorpi împotriva herpes virus, pentru că știu că ea va fi protejată pe perioada sarcinii de apariția simptomatologiei și de transmiterea virusului la făt. Bravo! Și oricum, bravo și... Da. Domnului de 26 de ani și 9 luni, că e sănătos un din perspectiva bolilor cu transmitere sexuală la care s-a testat. Ce credeți? La doamna de 30 de ani și 2 luni apare un pătrat gri, asta este semnul cel mai frecvent că lucrurile nu stau bine, dreptunghi, dreptunghi gri. N-a zice că nu stau bine. A zice doar că pentru că avem anticorpi de tip IgG, adică cei care sunt marcări de infecție trecută, veche, pentru herpes simplex 1. Acum. Deci asta înseamnă că poate înseamnă că a avut. Asta înseamnă că cel mai probabil a avut herpes labial, oral, da? Ceea ce este frecvent în populație. Persoanele care au herpes bucal sunt numeroase. Și asta se reflectă și în acest test. Am anticorp de tip IgG, asta înseamnă că am trecut prin boală. Nu înseamnă neapărat că sunt protejat, pentru că herpesul reapare, se reactivează în anumite momente. Dar am anticorpi, da? Și anticorpii ăștia mă ajută. Și mai mult decât atât, anticorpii ăștia de tip IgG trec de la mamă la făt în timpul sarcinii și îl protejează și pe făt. Da? Pentru că asta, da, eu pot să mă reinfectez și cu herpes 1 și cu herpes 2, dar de ce stau liniștit? Pentru că știu că am anticorpi și anticorpii ăia vor reacționa la nivelul fătului și îl vor proteja. Dar cum e, doamna doctor? Vorbim acum despre herpes oral. Dacă fac herpes, probabil o să mai tot fac. Cine nu prea face, nu face deloc. Nu e taman invers, ar trebui că dacă am făcut să nu prea mai fac? Da, dar nu în toate cazurile. Și iar herpesul este special. De ce? Pentru că el nu se elimină niciodată din organism, pentru că rămâne cantonat la nivelul sistemului nervos.
da? La nivelul ganglionilor nervoși, da? Și din când în când se reactivează. Stă liniștit așa, hibernează și la un moment dat se reactivează, dar câteodată pot să reduc intensitatea simptomatologiei cu anticorpii pe care ia. Da? Și când el hibernează, el stă ascuns, nu-l vede sistemul nostru imunitar? Are și el, da, mecanismele lui de apărare, dar ideea este că atâta vreme cât nu se multiplică, nu ai cum să-l detectezi. În plus, nu este, virusurile nu sunt microorganisme care să trăiască în afara unei celule. Ele sunt cantonate în celulele noastre proprii. Da? Virusul se folosește de propriile noastre celule pentru a se multiplica. Nu are aparatul necesar să se poată multiplica singur. Intră în celula noastră, folosește nucleul nostru, folosește ADN-ul nostru ca să-și producă toate materialele necesare ca să asambleze virus. După care distruge celula și se eliberează și găsește alte celule în care se multiplică. Totul și atunci, da, și atunci dacă el este cantonat, este practic într-o celulă și nu are cum să-l recunoască organismul uman, pentru că organismul uman este setat să nu recunoască ca străine propriile celule. E cam inteligent atunci, este, nu? Da, virusurile sunt inteligente. Pentru cât sunt de mici și de incapabile să se multiplice, ne dau de cap unul dintre ele, văd, de ani buni, doi. Da, cum este HIV-ul, pentru care există foarte multe studii, dar cu toate astea nu s-a reușit elaborarea unui vaccin. Avem, în schimb, pentru hepatită B. Da? Și nou-născuții sunt vaccinați, ceea ce înseamnă că în perioada următoare ne așteptăm la o scădere a numărului de cazuri de hepatită B cronice. Mai avem pe cineva acolo, vreun individ? Avem, dar toată lumea e sănătoasă. Ne-a adus doamna doctor o mulțime de analize, da, de oameni care sunt, slava Domnului, sănătoși. Sănătoși, da. Și ca o regulă generală, le ziceam oamenilor că ceea ce este în dreptunghi a trebuit să ne atragă atenția. În rest, toate valorile sunt în zona sănătății. Da. Bun. Ca un mesaj, fiindcă, ce credeți? 19.01. Ca un mesaj pentru oamenii care ne privesc, mai ales cei tineri, mai ales cei sfioși, fiindcă din nou am avut puțini băieți în live-ul ăsta, de parcă n-ar fi și problema lor, am avut multe doamne și domnișoare curajoase. Ce ați avea să le transmiteți? Spuneți-ne și cât durează campania pe care o aveți la Sinevo și o să-i lăsăm pe oameni pe finalul acestui live să vadă și un material de... despre ce faceți acolo la Sinevo. Dar ce le spuneți tinerilor? Ce le spun este să meargă așa cum le spun de fiecare dată, că prevenția e foarte importantă, că screening-ul este important. Să considere ăsta momentul T0 în care mergem să ne testăm, să ne asigurăm că suntem bine. Da? Sau să ne asigurăm că vom trata o infecție la momentul oportun și că nu vom ajunge la complicații. Ce le spun este să lase rușinea la o parte, să meargă să vorbească cu medicul de familie, să meargă să vorbească cu un medic urolog sau cu un medic ginecolog sau pur și simplu să meargă la laborator. Pentru că colegele mele din centrele de recoltare vor ști exact ce teste să le recomande. Da? Și să nu uite că pentru anumite afecțiuni, așa cum am spus pe tot parcursul live-ului, este nevoie de monitorizare permanentă. Să ne acceseze, suntem acolo, Sinevo Decoder, medicii de laborator sunt acolo să le explice și să le dea informații suplimentare. O să vă punem link-ul în comentarii și la Sinevo Decoder, pentru că ce primiți este acces la un profesionist care vă explică analizele. Da. Din când în când doamna doctor vine aici, mai ales când sunt campanii, dar până atunci, pentru fix analizele voastre, e important să aveți. Și eu sunt acolo, Sinevo Decoder, în fiecare zi. Da? Așa că putem să discutăm oricând despre orice, despre boli cu transmitere sexuală, despre când să faci teste, ce teste să faci, când să te monitorizezi. Doar că trebuie să meargă. Asta e important, să meargă. Nu le băgați sub preș că nu dispar. Și măcar dacă unul din dumneavoastră ajunge să înțeleagă despre ce e vorba, să spună și în cercurile de prieteni și să răspundească un pic vorba despre lucrurile astea, că e important. Atât. Lucica Daniela Bodorin, câți ani este valabil un vaccin de hepatită B?
trebuie testați anticorpii, dar în principiu vaccinarea asigură protecție pe termen lung. Da? Bun. Trebuie să vă mai spunem ceva. Dragoș va lua tot ceea ce e interesant și concis, a spus doamna doctor în timpul acestui live, îl va pune cap la cap, așa că dacă vreți și mai aveți curiozități, puneți-le în comentarii, noi le o întrebăm pe doamna doctor Curici și vom face un video scurt, de data asta doar pe YouTube, unde sunt curajoși, ca să poată să rămână acolo și să fie văzută de toți tinerii pe care vrem să-i ajutăm. Doamna doctor, vă mulțumim mult că ați venit. Și eu vă mulțumesc și sper că s-a înțeles clar mesajul nostru. Prevenție, educație sexuală, să mergem să ne testăm, să ne asigurăm că suntem bine. Dacă sunteți mămici sau tătici, aveți grijă de copiii voștri, discutați cu ei super deschis și super prietenos, de la orice vârstă credeți că e bine, recomandarea noastră, cât mai timpuriu. Așa e. Asta este cel mai important. Să-l faci pe copilul tău să aibă încredere, să-ți spună la momentul oportun, pentru că, da, poate nu toți dintre noi avem toate informațiile, dar măcar știm să-l îndrumăm unde să meargă, să vină să vorbească deschis despre lucruri care sunt firești. Mulțumim mult, doamnă doctor. O seară plăcută să aveți, oameni buni, și dumneavoastră la fel. Mulțumesc și eu. Mulțumim. Și acum materialul despre Sinevo, despre care v-am vorbit la începutul live-ului. Vă mulțumim mult, seară frumoasă, uitați-vă! Meritul celor peste 80 de medici și al întregului personal medical Sinevo, care oferă răspunsuri chiar și la cele mai dificile întrebări ale diagnosticului de laborator. Ne-am setat cele mai înalte standarde și oferim în fiecare zi rezultate extrem de precise, relevante atât pentru pacienți, de aceea dezvoltăm în permanență servicii noi, adaptate nevoilor pacienților, și căutăm să fim mereu primii. Până acum ne-a reușit în cei peste 27 de ani.
Așteptăm cu nerăbdare să-i revoluționăm și pe următori.